Astăzi am să montez un modul Emergency Brake Blinker. Este diferit de ce am montat eu pe Loganul meu, pentru că funcționează puțin diferit. Este gândit să fie și pe becuri de frână și pe becurile de semnalizare spate. De altfel, are două trepte de acționare în funcție de forța de frânare. Sunt două trepte. Una acționează becurile de frână, iar a doua treaptă acționează și becurile de semnalizare. Aici ne precizează că se poate instala în trei configurații, complet al treilea stop de frână și avarii, doar al treilea stop de frână sau doar pe avarii. Eu o să-l montez diferit, o să-l montez să acționeze strict pe toate cele trei becuri de frână, deși nu este recomandabil, pentru că în momentul în care acest modul se defectează, rămâi fără becuri pe frână. Dar dacă stăm să o luăm așa, la pedala de frână avem un contactor care în momentul în care se defectează rămâi fără becuri pe frână. Este cam aceeași chestie. Avem 5 fire, cele două roșii se leagă pe firele ce duc la stopurile de semnalizare spate. Un fir albastru este de masă. Firul maro se leagă pe instalația electrică a mașinii care vine către becul de frână. Iar firul galben se leagă pe firul de plus care duce către al treilea stop de frână. De altfel avem și două diode pe care le vom monta pe firele de semnalizare, pentru că avem doar două fire și nu vrem să pornească variile și pe față, deoarece acest modul nu duce un amperaj suficient de mare cât să aprindă și becurile de semnalizare de avarii, toate patru becuri de avarii și al treilea stop de frână. Cum acest modul îl montez pe un Duster, instalația electrică trece undeva pe la stâlpul spate și este mai ușor să ne legăm aici, pentru că modulul o să-l punem aici undeva sub geamul din spate. Am identificat firele, firul gri, un gri închis, este firul de la stopurile de frână. L-am tăiat ca să mă asigur că îmi taie alimentarea pe toate trei becuri. Am identificat și celelalte două fire de semnalizare. Verde-roșu este semnalizare stânga și verde-alb este semnalizare dreapta. Prima dată am să rezolv becurile de frână, după care am să trec la semnalizări și am să introduc aceste diode. Pe diode avem o linie gri. Această linie gri trebuie să o punem către becurile din stopuri. Exact undeva după linie trebuie să ne legăm și cu firele de la modul. După ce am pus toate firele pe poziție, neapărat să faceți un test ca să vedeți că este totul în regulă. Pe firul de frână, firul maro este lipit pe instalația electrică, nu știu dacă nu cumva am zis eu invers, că le-am inversat. Corect este cu firul maro, este pe instalația electrică a mașinii. Firul galben se leagă pe firul care duce la stopurile de frână și trebuie să aveți grijă la becurile de semnalizare, să nu cumva să inversați două fire între ele, pentru că efectiv se va inversa semnalizarea stânga cu dreapta. De altfel, diodele le-am pus cu dunga galben, dunga gri către becuri. Cum să explic eu? Am tăiat firul, am introdus dioda, iar în partea unde este dunga gri pe diodă, m-am legat cu firul de la modul. Ok, firul de masă l-am prins tot aici, am dat o gaură și l-am prins cu șurub direct pe caroserie. În momentul de față mai trebuie doar să verificăm că funcționează semnalizare stânga-dreapta, că nu le-ați inversat și că funcționează becurile de frână. Dă-i, te rog, un test și pe toate cele. Semnalizează stânga, semnalizează dreapta, funcționează și frâna, ceea ce este ok, iar în momentul de față trebuie doar să mai verificăm că funcționează și modulul. Modulul are desenat are o poză cu o mașină, înseamnă că el exact în poziția asta trebuie pus. Adică dacă în partea dreaptă avem botul mașinii, modulul trebuie pus înspre exact în poziția asta, exact așa este mașina. Nu se poate pune invers, adică nu că se poate pune invers. Adică unde e mufa mea aici, este spatele mașinii, nu o să pot lipi modulul
în varianta asta, pentru că în varianta asta mașina este exact invers, este cu botul către spate și nu o să funcționeze, nu o să funcționeze modulul cum trebuie. Bun, în funcție de înclinația modulului se reglează sensibilitatea. Dacă se pune drept, are anumită sensibilitate. Dacă îl înclinăm înspre spate, scade sensibilitatea. Dacă îl înclinăm în față, crește sensibilitatea. Când se acționează frâna, se aprinde acest martor portocaliu pe el, iar dacă îl înclinăm de tot în jos, modulul a început să funcționeze și se văd pe becurile de frână. Dacă merg în spate la mașină, o să vedem că funcționează și semnalizarea. Oprește, rog, frâna, calcă iarăși frâna. În momentul în care înclin modulul, funcționează atât frâna cât și semnalizarea. De altfel, trebuie să știți că acest modul este gândit pentru un consum de aproximativ 40 de W. Dacă aveți LED-uri, puteți pune pe toate trei becuri de frână, exact cum am pus eu, dar dacă aveți becuri cu filament, nu o să ducă acel consum și o să vi se ardă modulul. Deci atenție foarte mare, ori doar al treilea bec de frână dacă aveți becuri, iar dacă aveți LED-uri, puteți încerca să puneți și pe toate trei. Am poziționat și modulul, încape exact în spate aici la carenaj, este perfect. Mai trebuie doar să asamblez mașina la loc și este în regulă. Aici cred că o să trebuiască să-i dau un șoricel să-mi ține instalația electrică un pic aici ca să nu se ridice, da? E ok. La o frânare bruscă au pornit ambele. La o frânare normală nu au aprins deloc. Și dacă frânează un pic mai agresiv, pornesc doar pe frână.